Învățarea online s-a dovedit a fi ineficientă. O spun majoritatea elevilor, profesorilor și părinților care au participat la 3 chestionare făcute de Platforma Națională a Forului Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic. 1125 de persoane au răspuns online la întrebări despre cum a afectat pandemia sistemul educațional. Aproape 3 profesori au declarat că în timpul pandemiei accesul la educație a avut de suferit. De aceeași părere au fost 67% dintre elevi și 70% dintre părinți. Astfel, a scăzut și nivelul de însușire. 65% dintre elevii chestionați au recunoscut că de când a început pandemia au rămas în urmă cu materialul, iar jumătate dintre părinți susțin că micuții s-au plâns că nu înțeleg materiile și aproape 90% dintre profesori au observat că nivelul de performanță a scăzut. O cauză ar fi lipsa resurselor în familiile social vulnerabile. Jumătate dintre profesorii chestionați au declarat că mai mult de 5 elevi din clasă nu se pot conecta la lecțiile online. 31% dintre elevii chestionați au spus că nu au un calculator sau un telefon propriu. Astfel, trebuie să împartă gadgeturile cu părinții sau frații atunci când au nevoie de ele. Platforma Națională a Forului Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic a venit cu mai multe recomandări pentru autorități. În primul rând, toți elevii trebuie să fie dotați cu gadgeturi. Pe lângă asta, ar trebui revizuită curricula și elaborate manuale web. Potrivit autorilor studiului și profesorilor le-ar fi mai ușor dacă ar avea de completat mai puține rapoarte și formulare despre activitatea în timpul orelor.